Hristos a înălțat! În primul rând, ca să putem înțelege taina înălțării, trebuie să înțelegem taina mântuirii, rostul întrupării Mântuitorului Iisus Hristos din Fecioara Maria, coborârea Lui în chip de rob sau de om pe pământ pentru noi oamenii și a noastră mântuire, apoi să înțelegem rostul activității mesianice timp de 3 ani și jumătate pe pământ, să înțelegem rostul morții și învierii lui Hristos, așa cum spune Sfântul Chiril al Alexandriei, că dacă El n-ar fi dus sângele Său ca jertfă pentru păcatele noastre înaintea Tatălui, noi n-am fi fost împăcați cu cerul. Și chiar dacă astăzi noi sărbătorim unul din praznicile împărătești ale Mântuitorului, înălțarea la cer, înălțarea a avut loc chiar în clipa învierii. Vă repet încă o dată, că am mai amintit, de cel căutat pe cel viu cu cei morți, s-a sculat, nu este aici, este în lumina cea pururea fiitoare, în care nu încape umbră de schimbare. Deci când vorbește că este în lumina cea pururea fiitoare, înseamnă că este în slava Sfintei Treimi. Și știm acest lucru din cântarea pe care o cântăm în noaptea de înviere, atunci când rostim așa, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaun ai fost cu Tatăl, toate umplându-le cela ce ești necuprins. Dar pentru că oamenii nu au înțeles învierea și au încercat să denatureze sensul învierii, întâi din punct de vedere istoric, apoi din punct de vedere teologic, apoi din punct de vedere al evenimentului în sine, Hristos a fost nevoit în lucrarea mesianică pe care a săvârșit-o să facă nu demonstrativ, ci confirmativ și afirmativ arătarea că învierea este un act real, normal, petrecut în viața noastră. Și care sunt cele dintâi semne prin care combatem argumentul momentului de atunci? Deci argumentul omenesc că învierea n-ar fi adevărată. Spune ultima Evanghelie din Joia Mare de joi seara că am auzit noi că acest amăgitor a spus că ar învia peste 3 zile. Ia puneți voi străji la mormânt și pecetuiți și mormântul, ca nu cumva venind ucenicii lui noaptea să-l fure, virgulă, să fie rătăcirea cea de pe urmă mai mare ca cea din tâi. Adică atât de frământați erau iudeii de problematica lui Iisus Hristos, că ei n-au înțeles niciodată cine este Fiul lui Dumnezeu. Și avem cele 3 mari argumente. Cine este omul acesta? De unde știe omul acesta Scripturile neînvățat fiind? Cum zice el că este Fiul lui Avram când n-are nici 50 de ani? Oare nu-l știm noi pe fiul teslarului din Nazaret? Sau argumentele poporului care veneau și spuneau: nimeni n-a mai vorbit ca omul acesta. Cine a mai văzut orb din naștere să vadă și să deschidă ochii? Cine a mai văzut mort înviat din morți? Și atunci simțeau nevoia să ascundă toate aceste lucruri și Caiafa a fost cel care a luat decizia și a spus: dacă noi ucidem omul acesta, ne salvăm neamul. Uitând că de fapt prorocește că moartea lui Hristos este în fond salvarea neamului omenesc și împăcarea mântuirii noastre cu Dumnezeu. Mă opresc și punctez lucru și ne oprim. Al doilea argument, în momentul în care străjile adorm la venirea îngerului și la răsturnarea pietrei, spune așa, ostașii au căzut ca niște morți, în clipa următoare, imediat arhiereii, farisei și cărturarii au găsit argumentul convingător: nu vă faceți nicio grijă. Noi vorbim cu mai mari voștri și dând bani mulți,
Au spus așa: mergând, ziceți că l-au furat noaptea pe când voi dormeați. Ca și cum străjile nu și-ar fi făcut datoria, numai că acest argument, v-am mai repetat odată, a fost dezlegat, sau dacă vreți, infirmat de pecețile de la mormânt, care au rămas întregi și nealterate, neatinse. Deci în momentul când au sigilat piatra și au pus sigiliu, cu acea ceară din vremea respectivă, cum se punea, deci piatra era răsturnată, dar sigiliul era perfect și întinderea fâșiilor respective, funiilor care pecetuleau piatra, neatinsă. Deci ceea ce înseamnă că în momentul în care Dumnezeu a ieșit din mormânt, a avut posibilitatea, și nu că a avut, le poate toate câte le vrea, cum spune Sfântul Ioan Damaschin, a făcut piatra maleabilă să treacă prin sforile pecetluirii, să se răstoarne, să rămână întreagă, la fel cum este ea alcătuită material, dar pecețile să rămână nestricate. Și ce este cel mai interesant lucru care argumentează prezența autentică a învierii, sunt giulgiurile deosebi singure zăcând. În momentul în care l-au îmbălsămat și l-au uns cu acel nard și au pus pe el fâșiile de pânză, de in, și ne arată Scriptura că a fost cumpărată în pripă, în momentul când mortul a stat 3 zile în mormânt, cu rănile, cu puroaile, cu sângele curs și cu toată chinuirea, ele s-au uscat și s-au făcut ca o coajă, ca o carcasă. Ați văzut când iese puiul din ou și se desface ouul în jumătate, rămân 2 bucăți de găoace. Ei, așa au rămas giulgiurile care confirmă că cel plecat din mormânt nu este furat, pentru că giulgiul avea forma trupului, la gât strâmt și înăuntru gol până la picioare, deci ceea ce înseamnă că un om nu putea ieși din giulgiul respectiv decât numai dacă era Dumnezeu, și forma capului la fel rămasă ca o coajă, ca o carcasă, din care la fel nu puteai să o scoți, fiindcă gâtul are o anumită formă, capul are o anumită formă și nu se potrivește. Tocmai acest lucru arată puterea lui Hristos de a trece prin materie ca prin nimic, ca drept dovadă că aceasta și afirmă că Dumnezeu a făcut totul din nimic. Deci, așa cum arată și trecerea prin ușile încuiate. Nu întâmplător, peste aceste argumente, stau și argumentele celor doi apostoli pe care vi le-am amintit la vremea respectivă, când am spus așa, că doi oameni mergând spre Emaus, la câmp, ducându-se spre ținutul lor, după ce au văzut tot evenimentul învierii și tragismul cu care s-a sfârșit marea încredere că Iisus ar putea salva poporul lui Israel, ei răspund străinului că n-ai auzit, oare ești singur pe aici, prin Ierusalim? N-ai auzit de Iisus, cel răstihnit și înviat, care noi îl credeam și proroc, și om mare, în putere și în cuvânt, credeam că va izbăvi pe Israel, cum a fost prins de cărturari și farisei și dat să fie ucis. Și atunci Iisus Hristos le confirmă și le spune zăbavnicilor cu mintea: de ce gândiți așa? Au nu înțelegeți Scripturile că cel ce trebuia să se înalțe, să învieze, trebuia întâi să pătimească. Și apoi după 3 zile să învieze și să se ridice în slavă. Cum cântă troparul astăzi? Înălțatu-te într-o slavă, Hristoase Dumnezeule, adeverind prin binecuvântarea Duhului Tău cel Sfânt, că ești Fiul lui Dumnezeu, Cel ce mântuiește neamul omenesc. În momentul în care are loc actul înălțării, nu se petrece la întâmplare. V-am spus, confirmarea că Iisus este viu se va face prin aceste arătări pe care Evanghelia le consemnă, și întâi, intrarea prin ușile încuiate în lipsa lui Toma, doar le enumăr, intrarea prin ușile încuiate în prezența lui Toma, când strigă Domnul meu și Dumnezeu meu, atingând coasta lui Hristos și simțind puterea dumnezeirii, apoi pescuirea minunată cu corabia când se aruncă mreaja de cealaltă parte a corabiei, și nu în cele din urmă chemarea la apostolia lui Petru, când Mântuitorul frige pe mal pește fript și pâine și nimeni nu îndrăznea, spune Evanghelia, să zică ceva, că știau că este Domnul. Iată că pregătirea de înălțare este cu totul sub o altă formă.
De ce a argumentat așa? Tocmai ca să ne adeverească nouă că toate semnalmentele vremii care ar fi stat la baza împiedicării revelației de a lua contactul cu lumea și lumea contactul cu revelația, începe prin ce? Pe când vorbeau ei, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Deci apostolii cel puțin nici nu știau că Iisus este lângă ei. Dar El a intrat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Deci, în primul rând, Dumnezeu aduce pace. Și aici din nou mă legitimez și vă fac aceeași afirmație. Poate ați fost de dimineață atenți la liturghie, că la fiecare ecfonis se folosesc expresii: că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, că al tău este a ne milui și a ne mântui, că ta-i stăpânirea, împărăția, puterea și slava, tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Și iată că, cum vine ele la rând, ecfonisele sau cuvintele de laudă adresate lui Dumnezeu. Ei, mulțimea concentrată a acestor ecfonise de laudă la adresa lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu este doar dătător de bine și de pace, că tot darul de săvârșit este de la tine, Părintele Luminilor, ție slavă înălțăm. Ca să înțelegem încă o dată, v-am mai repetat și mereu m-am argumentat pe acest lucru, că Iisus Hristos, pe când se urca la cer, le-a spus ucenicilor că așa va și veni. Din nou punem în antiteză ce? Înălțarea ca act divin de Fiul lui Dumnezeu pe norii cerului la scaunul Tatălui, dar și întoarcerea ca act revelator sau teofanie totală atunci când va veni Apocalipsa, nu ca să sperie, nu ca să ucidă, nu ca să ne încrunte, nu ca să ne înspăimânte, nu ca să ne distrugă. Deci, dacă v-ați uitat și în general majoritatea peliculelor cinematografice încearcă să dea senzație, imagine, părere despre cum va fi finalul Pământului. Și arată tot felul de dinozauri, tot felul de extraterestri, tot felul de tâmpenii, tot felul de surpături, tot felul de cutremure, tot felul de dezintegrări. Ei, Dumnezeu nu pentru asta a creat lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat la moarte pe cruce ca lumea să aibă viață veșnică. Deci, în momentul în care Iisus Hristos vine pe norii cerului să-și ia cei al Său. El spune așa în Evanghelie: eu mă duc la Tatăl, dar nu vă las orfani. Întâi vă trimit Mângâietorul, care va fi cu voi până la sfârșitul veacului, dar voi veni și vă voi lua pe toți la mine. Că aceasta este porunca care mi-a dat-o Tatăl, din toți câți mi-a dat, să nu pierd pe niciunul, ci să-i înviez în ziua cea de apoi. Și spune, toți trebuie să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, afară de fiul pierzării, adică de Iuda, cel care s-a dus singur și și-a pus capăt zilelor, nu că păcatul lui n-ar fi putut fi depășit sau iertat, pentru că era la fel de adânc și de zdruncinător ca și lepădarea lui Petru, blestemat să fiu de cunosc pe omul acesta. Și totuși, Petru a știut să plângă și să căiască cu amar, pe când Iuda s-a gândit printr-un vicleșug: mă voi duce în iad și când îi scoate pe toți, ies și eu, să plec înaintea lui Hristos. Hristos moare pe cruce, vinerea după amiază, iar Iuda se spânzură în momentul când îl vede chinuit la Gavata, când își dă seama de greșeala săvârșită în drumul calvarului și le spune arhiereilor: am vândut sânge nevinovat, dar pentru că a intrat dracu în el, spune, și s-a îndrăcit, așa ne arată Evanghelia, n-a mai putut să primească acea smerenie în care vezi când facem câte un păcat, deși știm că am greșit și nu avem răbdare, insistăm și o facem pe avanitoși și nu e adevărat. Eu am să dau socoteală, știu eu ce am făcut, nu răspund eu, răspund în fața lui Dumnezeu, nu dau eu socoteală oricui, dar tu știi că ești vinovat, dar încerci să te auto-aperi cu o fațadă falsă, deși știi că în inima ta greșeala ți aparține. Ei, cam în acest gen a căzut bietul Iuda, datorită faptului că îi lipsea acel act de smerenie în care să recunoască: Doamne, am greșit, iartă-mă.
Și ne întoarcem mai departe de ce spune El pace vouă, pentru că Hristos este împăratul păcii. El vine să aducă liniștea între oameni pe pământ și nici într-un caz buclucu sau balamucu sau războiul. Într-o discuție cu cineva m-a întrebat, păi dacă Dumnezeu îi pace și iubire, cum îngăduie El atâtea rele pe pământ? Dumnezeu n-a îngăduit niciun rău pe pământ. Dumnezeu chiar în rugăciunea Tatăl nostru ne spune așa, precum în cer, așa și pe pământ, adică armonie și înțelegere. Dar problema este alta. Nu pot oamenii fără Hristos să fie la fel ca oamenii care l-au pe Hristos. Deci cei care l-au pe Hristos sunt și proști și înapoiați și inculți și opiumul popoarelor și religia este o vrăjeală care ține pe oameni sub control. Deci nu vă dau eu explicațiile pe care le dă știința și necredincioși în jur. Dar totuși sub umbra lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, cei ce sunt credincioși și religioși, Dumnezeu le dă binecuvântarea păcii și a bucuriei în casa lor. Și cu sărăcia, și cu necazul, și cu primejdea, și chiar azi am auzit o expresie frumoasă din gura unei mame, care îmi spunea că i-a murit fata de tânără de cancer și am zis, cred că vă pare rău. Ei, dacă a vrut Dumnezeu să o ia la el așa de tânără, ce aș putea eu să zic? Adică împăcarea omului cu sine, dar tot din darul lui Dumnezeu. Că putea să zic, o, dar ce Dumnezeu nedrept mi-a luat fata, n-a apucat să se bucure de viață. Nu. Dacă așa a vrut Dumnezeu și a luat-o la sine, ce pot eu să zic? Pe când omul fără Hristos este omul rațiunilor și grele, și dure, și ipocrite, și viclene, și tot ce vrei, pentru că de aceea și folosim în expresia personală în anumite discuții și dialoguri. Lasă-l bă pe ăla, că n-are Dumnezeu, nu te încurca cu el. Deci nu e la întâmplare, ci este tocmai faptul că există om care nu știe de Dumnezeu. Adică om care nu are conștiință sănătoasă să înțeleagă până unde duce limita umanului în relația cu Dumnezeu sau sub oblăduirea relației cu Dumnezeu, sub harul Lui, pentru că sub mâna lui Dumnezeu trăim toți. Noi am putea fi pedepsiți într-o clipă, dar nu cu asta se ocupă Dumnezeu. Dumnezeu, spune Scriptura, așteaptă moartea, nu vrea moartea păcătosului, ci El așteaptă să se întoarcă și să fie viu. Spune că ucenicii, poftim, după atâtea arătări și întâmplări, spune că ucenicii când l-au văzut, s-au înspăimântat și au crezut că văd un duh. De ce vorbim aici de lumea duhurilor? V-am mai repetat odată și cu alte ocazii. Încă din vremea Mântuitorului, la timpul respectiv de atunci, se credea foarte mult în două lucruri, în reîncarnare, cum e să spune mai nou metem psihoză, și Mântuitorul primește de câteva ori această replică din partea ucenicilor. Petre, cine zice lumea că sunt eu? Păi unii zic că ești Moise, alții că ești Ilie, alții că ești altul din proroci, alții că ești nu știu cine. Și atunci Mântuitorul întreabă, dar tu cine-i crede că sunt eu? Și Petru îi răspunde lui Hristos în tocmai, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel preanalt. Deci îi dă definiția exactă a lui Dumnezeu. Și Mântuitorul îi spune, ție ți-a descoperit aceasta Duhul, nu carnea și sângele. Adică lucrul ăsta tu nu-l știi de la tine, ci Duhul Sfânt te-a luminat să dai acest răspuns apostolesc perfect. Și cu toate că acest răspuns apostolesc perfect a fost lăudat de Iisus, totuși Petru a spus, eu nu-l cunosc pe om acesta. Vedeți? Blestemat să fiu dacă știu cine este. Când el i-a dat definiția dogmatică Fiului lui Dumnezeu, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel preanalt. Și de unde știm că e Fiul lui Dumnezeu cel preanalt? Din ceea ce ne spune îngerul la Nazaret când vorbește cu fecioara. Cum să nasc eu un copil dacă nu știu de bărbat, nu știu de nuntă, nu știu de plăcerea nunții? Duhul Sfânt va veni peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, iar pruncul sau sfântul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Vedeți? Definiția exactă a Fiului lui Dumnezeu. Și Iisus le-a zis, deci iată, intră Iisus în dialog cu lumea, cu pământul, de ce sunteți tulburați, de ce vă ridicați aceste feluri de gânduri în inimile voastre? Aceste feluri de gânduri în inimile noastre sunt până astăzi.
poate 30 sau 40% încă au o incertitudine față de împărăția lui Dumnezeu. Ați avut ocazia să mergeți la parastase, la dezgropăminți de 7 ani. Poate ați avut ocazia să vedeți o seminte aruncate, fie la morgă sau poate fi, cine știe, într-un incinerator și v-ați făcut o imagine despre viață din punct de vedere material. Deci asta este partea care se vede, despre care Evanghelia spune așa, dacă bobul de grâu nu cade în pământ și nu putrezește, nu aduce roadă, pentru că bobul care se strică dă un mugur care se hrănește din mucilagiul ăla al descompunerii seminței, care are în ea toate vitaminele și hrana, și în clipa respectivă crește un pai care face spic și aduce roadă. 30, 60, 100, cum spune acolo în Evanghelie, fiecare după lucrarea lor. Dar spune că la glasul arhanghelului și la trâmbița judecății, într-o clipeală de ochi, toți vom fi la judecată. Deci, Evrei 12 cu 27 sau 25 cu 27 spune clar, omul are o viață și o judecată. Deci nu există mai multe vieți și mai multe judecăți. Deci Iisus contrazice ideea de tulburare, pentru că și oamenii în sinea lor se tulbură de ideea morții. Vedeți, sensul fricii de moarte, noi îl înțelegem întotdeauna taman pe dos. În loc să ne fie frică de veșnicia care ne așteaptă, dar nu frică în sensul, cum să vă explic, ai un examen, da? Și te pregătești cu o săptămână înainte, cu 2 zile înainte, și parcă noaptea de dinainte de examen mai simți nevoia să mai citești odată. În clipa când ai intrat în sala de examen, nu mai ții minte nimic. În schimb, când s-a așternut subiectul pe hârtie, începi să umpli foile și să scrii și să-ți dai seama că de fapt știi toată materia și nota care o aștepta iese, 8, 9, 7, 10, care o fie. Și zici, domnule, am știut. Ei, exact așa este și cu noi oamenii. Dacă noi am fi pregătiți pentru veșnicia morții să înțelegem sensul ajust a ei valoare, și vă dau justa valoare a Sfântului Sisoie. El râdea pe patul de moarte și ucenicii l-au întrebat, zice, părinte, dar în loc să ne dai un cuvânt de folos, tu râzi? Da, râd. Și iar au venit la el și au zis, părinte, ne dai un cuvânt de folos? Și Sisoie a zis iarăși, n-am ce cuvânt să vă dau. Și iar a început să râde. Și a treia oară s-au întristat ucenicii și au zis, părinte, dar chiar îți bați joc de noi? Noi știm că bătrânii îmbunătățiți, în clipa în care pleacă din viață, lasă un cuvânt de folos ucenicilor. Și bătrânul iarăși a râs. Și atunci zice, părinte, este culmea. Poți să ne explici de ce râzi? Și a spus așa, râd că vă temeți de moarte, râd că nu vreți să vă pregătiți de moarte și râd că în curând voi fi în brațele lui Hristos. Deci iată de ce râdea acel om și aștepta sfârșitul. Când noi, cum v-am spus și altă dată, cum așteptăm sfârșitul? 1-1-2, veniți că se sufocă mama, veniți că moare tata, mai băgați-i o perfuzie, mai dați-i o capsulă, vă dau oricât, țineți-l viu. Poți să-l ții viu pe un om cât scrie în răboj. Nici o clipă în plus sau nici o clipă în minus. Chiar dacă noi credem că în urma unei operații omul care mai trăiește un an, 2, 7, 9, 10 a depășit moartea, el nu a depășit moartea. A depășit momentul întâlnirii cu Dumnezeu printr-un derapaj pământesc, dar tot ținta acolo este. Adică eu dacă mă duc, am Iași-București, pot să-l fac în 2 ore, da? Îl fac cu avionul, hands-free. Pot să-l fac cu trenul în 4 ore, sau pot să-l fac cu o mașină bună în 3 ore, sau pot să fac cu autobuzul într-o zi. Dar ținta, direcția e tot aceea. Deci, timpul de la încercarea primului gest al morții și până la clipa ieșirii din viață este timpul despre care biserica ne cântă permanent acea baladă dulce, nectenile întreite, când ne spune cele bune și de folos sufletelor noastre la Domnul să cerem. Răspuns bun la fricoșata judecată lui Hristos, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme în pace și în pocăință o săvârși, la Domnul să cerem. Vedeți ce frumos? Adică gândește-te la întâlnirea cu Dumnezeu.
Această tulburare din inimile lor bagă spaima și în noi astăzi, și în special în zăbăuci și în hăbăuci, că nu le pot spune altfel, care transformă cartea Apocalipsei, care este o carte greu de tâlcuit. Andrei al Cezarei, marele sfânt care s-a apucat să tâlcuiască cartea Apocalipsei, a lăsat-o în termeni enigmatici sau tainici, pentru că nimeni nu o poate explica, și vin toți hăbăucii moderni și își dau cu părerea ce ar însemna Apocalipsa văzută din punct de vedere a IT, din punct de vedere cibernetic, din punct de vedere a microcipurilor, din punctul de vedere al biometricilor, din punctul de vedere al parabolicilor, din punctul de vedere a radarilor, din punctul de vedere a rachetelor. Dumnezeu nu lucrează cu ustensile făcute de mâini omenești. Dumnezeu lucrează cu instrumentele Harului Divin. Și când mă refer la lucrul acesta, vă argumentez cel mai frumos lucru și mai simplu. Nu toți vom muri, ce frumos spune, dar toți ne vom schimba într-o clipeală de ochi și vom fi la judecată pe norii cerului. Păi dacă deja dumneavoastră ați clipit odată din ochi și deja trebuia să fim pe norii cerului la judecată, când ai timp tu să te duci la buncărul care ți l-ai făcut să te aperi de sfârșitul lumii? Când ai tu timp să îți pui bagajele și să-ți tragi jaluzelele pe geam că vine bomba atomică sau prostii de genul ăsta? Deci sfârșitul lumii nu este un act determinat nici de armele nucleare ale Americii sau ale Rusiei sau oricare alte țări. Nu este determinat. Dumnezeu poate face ca o bombă să nu explodeze, cu toată teoria ei și cu toată cibernetica ei și cu toate calculele ei. Dacă Dumnezeu vrea, nu o lasă să explodeze. Pentru că poate face lucrul ăsta. Când vine judecata, noi nu mai vorbim de catastrofe pământești sau geografice sau atmosferice sau catastrofe terestre sau catastrofe din astea, să spunem, umane. Acolo vorbim de semne dumnezești. Cerul nou și pământul nou. Spune așa, m-am uitat și n-am mai văzut nici marea și nici pământul. N-am mai văzut nici luna și nici stelele. Pentru că sulul timpului s-a strâns. Deci, vedeți, vorbim de slava lui Dumnezeu. Pământul nou înseamnă inima îndumnezeită, iar cerul nou înseamnă slava lui Dumnezeu cea veșnică. Deci nu mai vorbim de hectar, de titlu de proprietate, de pădure, de pârâu, de pajiște, de munți, de construcții mega sau ultra-tehnice. Astea toate dispar într-o clipeală de ochi. V-am repetat și v-am spus lucrul ăsta de multe ori și vreau să-l aveți în minte. Din nou Mântuitorul face un gest care nu l-a mai făcut oricând. Vedeți mâinile mele și picioarele mele că eu însumi sunt. Ce le-a arătat? Rănile și urmele semnelor răstignirii, care deși tămăduite sunt cicatrizate. Te-ai tăiat cu cuțitul, da, undeva și ți-ai pus copcă, dar rămâne un micuț semn. Ei, dar să zdrobești pumnul, palma cu pironul, dar să bați cuiele în picioare, dar să bagi sulița în coastă, se creează niște cicatrice și Mântuitorul se identifică încă o dată în fața lor prin acele cicatrice, dar ce vrea să le spune? Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase precum mă vedeți pe mine având. Deci trupul cu care Hristos s-a arătat apostolilor era trup pământesc, dar pnehmatizat, sfințit, desăvârșit. Așa cum era lui Adam înainte de cădere. Și în clipa următoare le-a zis, arătându-le mâinile și picioarele, dați-mi să mănânc, sau dați-mi ceva de mâncare, pentru că i-a văzut că iarăși se mirau, se uitau, o fi, e bine, suntem într-o înșelare, deci erau într-o căutare. Noi avem un argument în Sfânta Scriptură care spune așa, nu zdrobiți oasele Scripturii cu dinți de lapte. Se pare că apostolii aveau într-adevăr acei dinți de lapte care nu puteau să înțeleagă ce sunt oasele și trupul și carnea lui Hristos.
Carnea este Euharistia și sângele este Euharistia, dar oasele lui Hristos sunt adâncurile Scripturii care nu le putem noi înțelege. Așa spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Lui ne-am putea adresa pentru că El a fost la măsura în care să vorbească de dincolo, de dincolo, de dincolo de Dumnezeu. Noi de-abia putem vedea puțin așa față către față ceea ce ne este îngăduit, cum spunem la liturghie, am văzut lumina cea adevărată, adică pe Hristos, am văzut credința cea adevărată, am aflat Duhul cel Ceresc, că l-am auzit venind în biserică, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Iar ei i-au dat să mănânce pește fript și fagure de miere. Argumentul mâncării este tocmai argumentul omenesc de confirmare. Sfântul Ioan Gură de Aur spune altceva, că și bucățica de pește și fagurile de miere, când au ajuns în gura lui Hristos, s-au transformat în materie de nimic, pentru că Dumnezeu nu mănâncă lucruri materiale. Bine, asta ca o explicație pentru dumneavoastră. Și luând a mâncat înaintea lor. Și acum începe Iisus să le vorbească, pentru că degeaba le arată semne, că nu înțeleg, iarăși este nevoie de cuvânt și de explicație. Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi când eram cu voi și trebuiau să se împlinească toate care s-au spus despre mine și în legea lui Moise, și în proroci, și în psalmi. Deci le aduce aminte încă o dată că toate prorociile Pentateuhului trebuiau să se împlinească, prorociile prorocilor trebuiau să se împlinească, prorociile psalmilor trebuiau să se împlinească. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Și în momentul când au văzut că tot nu pricep și nu înțeleg, a trecut la ceva superior și a trecut la cea mai mare etapă posibilă pe care numai apostolii au putut să o primească, este unicat în istoria teologiei sau a lumii. Mai vorbim de un Grigorie, teologul, patriarhul Constantinopolului, mai vorbim de un Ioan Evanghelistul sau de un Ioan teologul, mai vorbim de un Simeon nou teolog și puțin ne oprim. Ce spune? Le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Deci când te luminează Duhul Sfânt, înțelegi Scriptura fără să mai trebuiască să faci studiu sau cateheză sau exegeză pe text. Le-a deschis-o pentru că și-a dat seama Iisus. Cum și-a dat seama? Doamne, cel ce prea înțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat iubitorile de oameni, slavă ție. Deci vezi? Pe lângă faptul că le-a suflat Duh Sfânt, le-a dat și puterea să înțeleagă Scripturile. Iar acum vine și confirmă aceasta actul pogorârii Duhului Sfânt, când vor veni limbile ca de foc peste apostoli și din ziua aia vor vorbi fără întrerupere până vor muri toți mucenici. Și le-a spus, așa este scris, așa trebuia să pătimească Hristos ca să învieze din morți a treia zi. Le mai concluzionează actul învierii încă o dată. Le mai concluzionează încă o dată taina morții cu moartea pe moarte călcând și taina învierii prin iubirea față de oameni, cum spune acolo, viață dăruindu-le. Și le cere, de data aceasta automat Hristos, să propovăduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile începând de la Ierusalim. Deci de data asta le dă misiune. Noi mai știm, după socoteala noastră, că apostolii au intrat din nou frica în ei când au fost prinși de arhierei și băgați din nou în temniță. Dar de data aceasta n-a mai lucrat omenitatea lor, ci a lucrat pronia divină. Pe când Petru stătea închis în temniță, pur și simplu a venit un înger, a deschis lacătul temniței, au căzut lacătele, au căzut lanțurile de pe apostoli, i-a luat de mână, i-a dus în mijlocul cetății și ce spune îngerul? Faceți ce v-a spus Domnul. Vorbiți! Propovăduiți! Și a început Petru să vorbească. Ce spun faptele apostolilor? Că în prima zi s-au convertit ca la 2000. Credeți că e așa de ușor să îndrepți un om la credință? Nu e așa de ușor. Vedem rezultatele, ca tot să face tam-tam pe
chestiunea asta. Vedem rezultatele ecumenismului. În loc să scadă numărul de biserici aderente la mișcarea ecumenistă, crește. Deci ceea ce înseamnă că fiecare ține la păsărica lui, la sclinteala lui, la nebuneala lui, la strâmbătatea dogmei și învățăturii lui, nu vrea să se alinieze universalității credinței adusă de Iisus Hristos pe pământ. Mi-a zis odată un ghiolban, așa îi folosesc eu termenul, la ăștia care nu citesc Scriptura. Dar și părinte, Dumnezeu e numai unul și cu atâtea religii. Și a zis, bă, băiatule, eu te întreb un singur lucru. Dacă timp de 1000 de ani pe pământ a fost doar creștinism apostolic și sobornicesc, lăsat de Iisus Hristos prin cei 12 apostoli, și abia după 1000 de ani au apărut romano-catolicii, după alte 150-200 de ani au apărut protestanții, după alți 200-300 de ani au apărut reformații, anglicanii, care e cel mai vechi pe planetă? De cine trebuie să asculți? A venit Iisus Hristos cumva și le-a spus apostolilor, împărțiți-vă și faceți-vă tabere? Nu. Un domn, o credință și un botez. Trei mărturisesc în cer. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci, în momentul când tu mă acuzi pe mine că eu sunt fundamentalist, că respect credința ortodoxă, ești într-o mare greșeală. Deci, eu nu pot să spun că nepoata e bunicta. Bunicta are 90 de ani și s-a născut la 1900 și nepoata are 6 ani și s-a născut în 2015. Nu-i pot să-i dau titulatura de bunică lui nepoata. Așa este și în învățătura ortodoxă. Eu nu respect că vreau să-l jignesc pe romano-catolic sau pe greco-catolic sau pe protestant sau pe oricare dintre sectari. Eu respect această învățătură că este unica, revelată, temeluită pe învățătura apostolică, pe descoperirea lui Iisus Hristos și pe legea Harului și a Evangheliei, cum spune Apostolul Pavel, ce este Evanghelia? Spre învățătură, spre îndreptare, spre curățire și spre mustrare. Deci, nu mă poți confunda cu un taliban sau cu un fundamentalist care se încarcă cu bombe și intră într-un amfiteatru și omoară oameni. Pentru că religia mea nu mă pune să omor pe nimeni. Tu dacă vrei să crezi în Hristos, crezi de bună voie, că așa spune, pe dătătorul de bună voie iubește Dumnezeu. Eu n-am datoria să-l forțez pe cineva, să-l constrâng cu ușa să fie creștin sau ortodox și nici nu fac treaba asta. De multe ori mi se întâmplă și mai vine câte o domniță din asta care și-a găsit câte un de asta, de altă religie. Părinte, cum facem să-l fac ortodox? Până nu este el convins, nu mă deranja. Când vă spune el că vrea, vin-o cu dragă plăcere. Eu nu încerc cu tertipuri sau cu minciuni să-i schimb cuiva ideile din cap. Mi se pare o chestiune de etică și de mult bun simț atunci când ai aderat la învățătura ortodoxă, chiar să o simți și să o trăiești, să nu faci un act formal, numai să-ți poți face cununia și după aia să nu crezi în nimic, sau să fii absent sau ateu sau nepăsător. Eu am avut fericirea cu ani în urmă să convertesc un evreu la ortodoxie care s-a căsătorit cu o fată româncă. Și nu ne-am văzut vreun an de zile. Și când au venit băieții în vacanță, au trecut și pe la duhovnicul lor. Ei, așa l-au considerat ei la vremea aia, duhovnicul lor. Că ei și acum sunt la fel de buni. Și ne luăm cumva în discuție și la care acest Emanuel face, părinte, dar în religia noastră ortodoxă așa spune. Religia noastră ortodoxă, deci, era a lui. Nu mai era alta. Intrase în venele lui, în sângele lui, în simțirea lui, în credința lui. Și am zis, da, tată, n-am greșit, ăsta chiar e ortodox. Pentru că el a declanșat discuția și a spus, uitați, am întâlnit o situație care nu mi-a prea plăcut. Eu știu că la noi, la ortodoxi, frumos. Deci, asta este trăirea de credință ortodoxă. Nu există forțare și nu există schimbare, că așa spune îngerul când învie Hristos, în lumina cea pururea fiitoare în care nu încape umbră de schimbare.
Și așa le spune apostolilor, mergând, propovăduiți pocăința și iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Aș pune o întrebare nu jignitoare. De unde știu eu că tuturor sectelor le-a spus Hristos să propovădească pocăința? Nu cumva să înfuri de cele sfinte și și-au împropriat Scriptura neaparținându-le? Nu cumva au făcut un abuz de textul Noului Testament, considerându-l al lor? N-am putea să-i acuzăm până acolo, dar am putea să le spunem. Dacă tot ați avut bunăvoința să ajungeți până aici, să auziți că există un Dumnezeu, să auziți că există o mântuire, o moarte, o înviere, o jertfă, o euharistie, că există o biserică care e stâlp și temelia adevărului, măcar faceți-vă din norma bunului simț și etica față de majestatea divină de Duhul Sfânt hatârul și deveniți creștini cu adevărat, nu pe bucățele, ca și curva, și haină de mireasă și în ziua nunții fată mare. Cam așa fac ei cu religia. Ei cred în Iisus Hristos, dar nu au mama lui Iisus, nu au crucea lui Iisus, nu au icoanele lui Iisus, nu au tainele bisericii. Păi ce fel de creștinism e asta dacă tu vii și îmi scuturi perna de pene, mi-o umpli cu paie și spui că-i pernă? Deci noi nu mergem pe formă, mergem pe fondul și esența credinței. De-aia le spune doar apostolilor, vouă v-am deschis mintea să înțelegeți Scripturile și ce veți lega, legat va fi, și ce veți dezlega, dezlegat va fi. Vouă v-am spus să propovăduiți pocăința începând de la Ierusalim până la capul pământului și să iertați toate popoarele și să le vorbiți de iertarea păcatelor. Nu le-a spus-o lor. Deci când vine un necreștin sau neocreștin, cum vrem să-i spunem, și spune, păi da, eu sunt la 1800, păi tată, și 1800 de ani ce-a făcut lumea? A stat fără Dumnezeu până ați venit voi? Că mi-a spus unul că a stat ascuns în chip umbros, da bă, voi erați păduchi de pe găină. Adică trebuie să înțelegem că litera Noului Testament poate și ucide, poate și da viață. Dă viață când o respecti conform Harului și Duhului și ucide când o folosești alandala. Deci, pentru noi oamenii și a noastră mântuire, nu pentru noi oamenii și a noastră pierzare. Voi sunteți martorii acestor lucruri pe care le-ați văzut, le spune apostolilor. Deci, ei sunt martorii, nu martorii lui Iehova. Ei sunt martori, apostolii, ei au văzut pe femeia gârbovă dreaptă, ei au văzut orbul văzând, ei au văzut lunaticul curățindu-se, ei au văzut îndrăciții când s-au vindecat, ei au văzut când a sărit turma de porci în mare. Deci ei sunt martori, ei au văzut învierea, ei au fugit de taina învierii și s-au ascuns ca niște lași, ei au fugit de Hristos și l-au lăsat singur la calvarul crucii și tot Iisus i-a chemat, i-a iertat, i-a luminat și i-a pus pe direcția care trebuie. Fraților, eu am început cu voi lucrare, nu oprim. Eu trebuie să dau o socoteală Tatălui. La cruce așa i-a spus, Tată, săvârșitul s-a, deci am împlinit actul care mi l-ai dat. Acum noi oamenii trebuie să împlinim actul față de Dumnezeu. Și ce frumos spune mai departe. Și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu. Voi însă să ședeți în Ierusalim până vă veți îmbrăca cu puterea de sus. Adică puterea Duhului Sfânt. Vorbim de 50, nu ține de subiectul de azi. Și acum arată cum a avut loc evenimentul. În trei cuvinte, Luca și Ioan care era de față. Dar ce frumos spune aici, pe când era cu ei, i-a dus afară spre Betania, ca să vă fac să înțelegeți, Betania e vorba de muntele Eleonului. Sau dacă vreți, vorbim de grădina măslinilor, vorbim de biserica lacrimii, vorbim de mănăstirea Eleon care a fost prin Ierusalim, cea cu turnul înalt, și acolo este un loc unde Maica Domnului, așa se numește locul la Eleon, unde e biserica rusească, locul de unde Maica Domnului a privit învierea. Mai departe, la vreo 102 de metri, este o moschee astăzi, unde este piatra înălțării
și locul de unde Iisus s-a ridicat la cer. Și spune așa, pe când se ridica la cer, i-a binecuvântat ridicându-și mâinile. Adică a făcut ceea ce face episcopul în biserică, cu ambele mâini, pentru că era și om și Dumnezeu. Și s-a despărțit de ei binecuvântându-i și s-a înălțat la cer. În altă variantă sau în altă postură, altul evanghelist spune așa, bărbați galileeni, spun îngerii care îl duc pe Hristos la cer, ce stați și vă mirați? Precum îl vedeți pe Fiul omului suindu-se pe norii cerului, așa va și veni. Asta v-am făcut când am început predica, nu o mai repetăm. Spune că ei închinându-se lui, deci vedeți, apostolii s-au închinat doar lui Hristos și nu altcuiva, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. De ce s-au întors cu bucurie? În sfârșit și-au găsit pacea Duhului. Și-au dat seama că este Fiul lui Dumnezeu. Și-au dat seama că este Iisus cel întrupat. Și-au dat seama că este Iisus cel înviat. Și-au dat seama că înțeleg Scripturile. Și-au dat seama că a venit momentul începerii actului Mântuitor și din clipa aceea n-au mai avut frică. Și spune, erau în toată vremea în templu lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Așa se încheie Evanghelia de astăzi. Eu nu mă duc mai departe, ci mă duc doar la un singur lucru. Luați viața fiecărui sfânt în parte, accesați netul, că acum se găsește orice pus pe net, și vedeți că toți apostolii și-au permis să moară pentru Hristos. Andrei răstihnit cu capul în jos în cruce aceea în formă de X. Petru răstihnit cu capul în jos pe cruce, a spus, nu sunt vrednic să fiu răstihnit ca Domnul. Puneți-mă invers, altul cu capul tăiat, altul însulițat, altul tăiat de sabie. De ce? Pentru că au crezut cu adevărat în învierea lui Hristos. Deci actul înălțării este unicul și irepetabilul act prin care Iisus Hristos a demonstrat lumii că a fost Fiul lui Dumnezeu cel preanalt, că este Dumnezeu adevărat și om adevărat și că este în împreună lucrare cu Tatăl și cu Duhul. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt. Ca să încheie așa într-o atmosferă frumoasă să nu vă plictisesc, și Moldova este în sărbătoare, pentru că noi astăzi avem cel mai mare hram și cel mai vechi din istoria Moldovei, hramul Înălțării la Mănăstirea Neamțu. Deci este sărbătoarea cea mai mare a zonei nemțene, unde vin oamenii din toată țara. Nu știu dacă acum mai este tradiția, dar pe vremuri oamenii vineau și vizitau cu 3-4 zile înainte toate mănăstirile, Văraticu, Agapia, Secu, Sihăstria, stăteau pe la mănăstiri, se odihneau, iar în ziua de hram, seara la priveghere, se umplea ograda mănăstirii Neamțu, veneau soboare de preoși, de călugări, care cântau, citeau, slujeau toată noaptea și oamenii se bucurau de acest act de credință, cu toate că era în plin apogeu comunist. Și în ciuda faptului că atunci era mai constrânsă învățătura de religie sau manifestarea ortodoxă sau manifestarea spirituală, oamenii erau mult mai evlavioși și erau mult mai cinstitori de Dumnezeu și erau mult mai iubitori de Dumnezeu, pe când astăzi, dacă ne uităm, câteodată chiar și hramurile au ajuns un prilej din ăsta ieftin. De comerț, de mici, de băutură, de imediat comercianții speculează, deci și transformă toată taina aceasta frumoasă a lui Dumnezeu într-o meschinărie lumească. Deci ori de câte ori mergem la biserică, să o facem numai spre slava lui Dumnezeu și pentru sufletul nostru. Sunt multe mănăstiri care poartă hramul Înălțării și biserici, dar cel mai important lucru este să fim noi într-o permanentă înălțare cu Dumnezeu și să fim noi pregătiți în orice clipă și în orice loc, după cuvântul Scripturii. Privegheați și vă rugați că nu știți vremea și ceasul în care Fiul omului va veni. Și dacă ne uităm la cântările care se cântă în postul mare, găsim scris undeva așa, fericită este sluga pe care o va afla priveghind, iar nevrednică este sluga pe care o va afla lenevindu-se.
Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi și afară de împărăție să nu te încui. Și ne gândim poate câteodată și la cele cinci fecioare care deși aveau candeluțe, n-aveau un de lemn în candelă. Adică suntem făcuți să fim credincioși, suntem botezați ortodoxi, suntem cununați ortodoxi, trăim ortodox, avem obiceiuri frumoase, dar suntem nepăsători în actul de mântuire. Biserica nu cere niciodată absurdul sau absolutul. Biserica cere întotdeauna relativul și normalul. Postește cât poți, roagă-te cât poți, închină-te cât poți, străduiește-te cât poți, ostenește-te cât poți. Deci nu fă ceva peste putere, dar tot ce faci, să faci așa cum spune porunca întâia din Scriptură. Din tot sufletul, din tot cugetul, din toată inima, ca și cum Dumnezeu ar fi de față, ca un părinte bun și iubitor, și te-ar asculta și la fiecare lucru pe care l-ai cerut și l-ai implorat de la el, el să zică, da, fiule, iertate, sunt păcatele tale, te voi ajuta. Hristos s-a înălțat!